Noaptea trecută, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați de o tânără de 20 de ani din localitatea Pojogen cu privire la faptul că a fost agresată fizic de o persoană de sex bărbătesc. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că, în timp ce apelanta se afla într-un parc din orașul Târgu Cărbunești, a avut o discuție contradictorie cu fostul său iubit, care ulterior a degenerat, tânăra fiind lovită cu piciorul în zona stomacului, de fratele acestuia, un tânăr în vârstă de 15 ani din orașul Târgu Cărbunești. Victima nu prezintă leziuni vizibile, însă a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Au fost întocmite formulare de evaluare a riscului, ocazii cu care a rezultat un risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.